Este prăpăd pe litoral, lovită de cea mai puternică furtună din ultimii 20 de ani. A plouat în 12 ore cât pentru o jumătate de an. La Mangalia, de exemplu, au fost 225 de litri pe metru pătrat. În Vama Veche, plaja practic nu mai există. Acolo, rulota a fost răsturnată de șuvoaie, iar proprietarul s-a temut că va ajunge în mare. În stațiunile din sud, sute de turiști s-au trezit la prima oră cu mașinile inundate. Iar în localitatea Amzacea, o bătrână și doi copii au fost salvați de pompieri cu o barcă pneumatică. Apa e până la brâu. E ceva rău și pe stradă. Ciclonul format în Marea Neagră a făcut prăpăd azi noapte. Vremea extremă a lovit mai ales în sudul litoralului. A fost cea mai puternică furtună din ultimii 20 de ani. Asta nu mai face bol. Au cărut gard aici cu tot. A plouat în 12 ore cât pentru jumătate de an. Puhoaiele au distrus drumuri și plaje, au acoperit mașini și au intrat în case. Dacă nu se oprește, e rău, rău. Și în curte, peste tot, apa în camere, aproape în jos la mânerul la ușă. N-am mai văzut așa ceva. Eu zic să ieși din mașină, că o să te umple de apă, o să tot crească. Nu mai are baterie mașina. Nu știu ce pot să fac între el, cum așa să-l aute mașina răsturnată. Asta e răulețul din Vama Veche. Viiturii l-au pus și oamenii în pericol. La această casă din comuna Amzacea nu se mai putea ajunge decât cu barca. Toate căile de acces au fost complet acoperite de ape. Pompierii au dus în siguranță o bătrână și doi copii izolați. La Vama Veche, un turist venit cu rulota pe litoral s-a trezit dintr-o dată înconjurat de puhoaie. Pe la 3 noaptea eu dormeam în mașină și am simțit că se clatină. M-a pocnit viitura când se urcă iar în mașină să mai văd ce fac. Și m-a tărât, m-a făcut zob. Și noroc că m-am agățat de obstacole. Și bine că s-a apropiat acolo, că încet, încet am avut emoții cu o cară către mare. Când s-a făcut ziua, turiștii au fost șocați de dezastrul provocat de furtuna care a lovit cu puterea unui uragan. Nu știu ce a fi fost aseară, dar ce a fost nu a fost bine deloc. Pe toată plaja ruptă. Uitați-vă ce e aici. Ce aia nu s-a sănit? S-a mâncat plaja jumătate de metru. Nu știu câte vreme se va reconstrui. Încă puțin și cădea și mașina asta. Plaja din Vama Veche a fost ruptă în două de viitură. Această mașină a fost prinsă la mijloc, răsturnată și dusă până aproape de malul mării. Dezastru. N-am văzut nicăieri. De când mă știu, a fost furtună toată noaptea. Șezlonguri, umbrele, mese, scaune, acoperișurile teraselor, nimic n-a rămas în picioare. Lucrăm cu forțele naturii. Am mai fost la început, acum cred că vreo 10 ani, dar nu la nivelul ăsta. Încercăm să mai salvăm din șezlonguri, din umbrele, ce mai putem. Furtună, că baldachinele de aici, din față, ne le-am mutat, cred că e la vreo 500 de metri, duse. Deci am mutat tot. Mașina a răsturnat, acolo am încercat vreo 7-8 băieți, eram, măcar să o punem pe roți. Și na, nici n-am clintit-o de pe loc, n-am reușit. Deși pe zi erau încă valuri uriașe, unii turiști au ignorat pericolul și au intrat în mare. Autoritățile au emis 4 mesaje ro-alert în urma unei avertizări cod roșu din partea meteorologilor. În urma ploilor, lacul Tatălageac din Olimp a rupt un stăvilar și a inundat tot în cale. Apa a ajuns până la calea ferată care leagă Mangalia de Constanța. Curge printr-un canal de colectare. Mai departe, angajații de la Apele Române au spart plaja pentru a permite apei să se reverse în mare. Există pericolul ca infrastructura feroviară să fie afectată, iar aceste construcții de pe plajă să fie dărâmate de apa care curge cu debit foarte mare. Au fost peste 700 de apeluri la 112 în tot județul Constanța. Uitați până a urcat apa. Asta este curtea. Curtea mea, bineînțeles că e curtea. O piscină. O piscină, toată regula. Apa aici a fost până la genunchi și în casă. Mi-a stricat mobilă, parchet, totul e compromis. Cu găleata, cu forașul, am încărcat în tomberon toată noaptea. Au fost probleme și cu alimentarea cu energie electrică. Erau aproximativ 1400 de gospodării fără alimentare cu energie electrică. La ora 13 rămăseseră 800 în 7 localități. Și turiștii au avut parte de o noapte de coșmar. Acestea sunt imagini filmate în curtea unui hotel din Mangalia. Ne-am venit dimineața și ne-am trezit cu mașinile pline de apă.
sperăm că pornesc. Nu le-am putut mișca ai teroare. Voi intrat apa până într-un hotel de o jumătate de metru mai bine. Mașinile au fost pline de apă până deasupra peste scaune. Putea să vadă, să știe și să vină să ne trezească și așteptăm să vină de la piatra cineva să ne tracteze. Tratat concediul. Și acest hipermarket din oraș a fost inundat. Nu mai făcea față canalizările. Magazinul este 20 de centimetri. A plouat prea tare. Să venim să ajutăm. În comuna 23 august a plouat atât de tare încât această mașină a fost luată de viitură și adusă până aici, în șanț. Azi noapte sau azi dimineață? Stricăciuni. Tot ce a însemnat în bucătărie, trebuie să arunc tot din ea. Inclusiv frigiderul era jumate în apă. Așa ploaie n-a mai fost cam din 2005. Inclusiv orașul Constanța a fost acoperit de șuvoaie. Nu s-a putut circula pe principalele artere. E cod roșu de inundații valabil până mâine la prânz pe râurile din jumătatea de sud a județului Constanța. Vor mai fi reprize de ploaie în județul, în partea de litoral a județului Constanța. Se mai pot strânge prin acumulare cantități de apă de 30 până la 50 de litri pe metru pătrat. Până mâine dimineață la ora 10 este în vigoare un cod portocaliu de vijelii.